Ne-am întors foarte repede din scurta pauză de publicitate și așa cum am menționat încă de la începutul emisiunii, ediția aceasta este dedicată campaniei electorale și candidaților pentru Camera Deputaților Senat. Iată, în această parte îl avem alături de noi pe domnul Ciprian Stegaru, este candidat independent la Camera Deputaților. Îi spun bună seara, bine ați revenit la noi. De altfel, oamenii vă cunosc pentru că sunteți un bun prieten al teleemului, ca să zic așa. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, așa este. Cu mare drag. Și să nu creadă că sunteți și favorizat, pentru că, iată, ați depus o cerere pentru timpii aceștia în care dumneavoastră să fiți prezent aici, chiar dacă ați fost prezent mereu la emisiunile noastre, cele de la respectiv Agroștiința, că la asta facem referire, și faptul că mereu ați răspuns la invitației noastre pe anumite subiecte pe care noi am vrut să le abordăm. Bun, în această ediție vedem un pic așa partea aceasta de politică și vreau să vă rog în primă fază să facem o mică caracterizare despre dumneavoastră, să vă cunoască cei de acasă, de ce ar trebui să vă voteze. Mă numesc Stegaru Ciprian, am 43 de ani, inginer de profesie, cu studii politice, apropo că e foarte important. Da. Adică nu m-am apucat de un domeniu până nu am avut studii. Da? Lucrez în sistemul public cu experiență de peste 14 ani, 15 ani chiar. În paralel sunt agricultor, antreprenor și în restul timpului... În zona Holboca, în zona Holboca. Pentru că sunt mulți care v-au văzut acolo, dar probabil și cei care ne urmăresc în alte județe să vă localizeze așa puțin. Sunteți căsătorit? Aveți copii? Necăsătorit. Vreau să menționez că cunosc foarte bine județul Iași. În toate cele 93 de comune și 5 orașe, cunosc foarte bine. Nu există localitate unde să nu opresc, să nu mă știe cineva sau să mă identifice. V-ați făcut câte o cunoștință, sigur că nu? Da. Alerg de foarte mult, cred că mai bine de 20 de ani. Alerg prin județul Iași și știu foarte bine fiecare sătuc, fiecare stradă, fiecare scurtătură dintr-o comună în alta. Cred că și prin prisma meseriei și faptul că, iată, mereu sunteți pe drumuri și aveți câte ceva de făcut. Sigur că da. Bun, de ce acum ați ales să candidați? Ce v-a motivat? Sau ce v-a provocat să vă înscrieți la aceste alegeri? Bună întrebare. În primul rând, îmi doresc să fac ceva pentru județul Iași și pentru România, că până la urmă România e țara mea. Dezamăgirile adunate în cei 30 și ceva de ani, fiecare a venit, bună ziua, salut, facem poze și după aia nu mai dăm prin Iași, nu ne interesează. Dar vă dau un exemplu mult mai important. În campanie electorală, cetățeanul trebuie să fie în centrul dezbaterii. Adică ar trebui să strângem problemele cetățeanului și să le dezbatem, să stăm la masă și să venim cu soluții. Din păcate nu se întâmplă așa, avem tot felul de, cum se spune, subiecte care n-au legătură cu cetățeanul. Și asta m-a motivat foarte tare. Dar concluzia e că cetățeanul a avut de suferit în acești 34 de ani. Cu asta, toții avem de suferit. Da, și da. Eu și noastră și vecinul și toți cetățenii. Lipsa de decizie, de asumare politică, uitați unde ne-a dus. Ne-a dus la o stare care efectiv ne enervează maxim, zi de zi. Mergem, avem probleme cu traficul, da? Cu hrana, că am văzut că... Școală și sănătate, da? Cu hrana, infrastructura la fel. Și nu mai vrem. Sunt o grămadă de probleme în județul ăsta. Trebuie să rezolvate. De ce independent și nu, iată, nu v-ați dus spre un partid politic? Știți ce îmi spunea cineva care cunoaște foarte bine fenomenul politic? Și i-am dat dreptate. Când m-am hotărât să candidez, am început cu semnăturile și m-am dus. Bună ziua, vă rog frumos, uitați, asta vreau să fac, m-a ajutat și mine cu semnăturile. Și zic, domnule, mata e un mare avantaj. Și spune, ce avantaj avea? În calitate de independent, nu ești dator decât cetățeanului care te votează. Dacă erai cu partidul, lucrurile stăteau altfel. Și nu vreau să intru în detalii, că toată lumea o cunoaște. Problemele legate de lucrul ăsta. Cum vreți să vă asumați ceea ce, ce promiteți celor care o să voteze? Categoric. Nu e vorba de promisiuni. Eu am o listă de 6 puncte. Asta vreau să fac pentru județul Iași. Nu promisiuni. Promisiuni, vedeți dumneavoastră, acum că sărim de la una în alta, este o modă în campania electorală să mergem în piață, ne prefacem că cumpărăm produse de la producători și atât. N-am rezolvat nimic. Piețele au rămas la fel. Oamenii îngheață și la ora actuală în piețe. Cumpărătorii nu mai spun. La fel, aceleași condiții de secol 20. Ori piața este locul unde cumpărătorul se întâlnește cu producătorul.
gustă, ar trebui să beneficieze de condiții foarte decente. Mă refer, spații încălzite, acoperite, cu vestiare, cu apă curentă, cu tot ce trebuie. Cu un cadru primitor, cumva, cam asta. Adică să-ți fie drag serios să faci piața, nu să-ți fie groază. Așa este. Știți ce e curios? Noi am avut lucrul ăsta. Le-am avut. Dar ignoranța clasei politice n-a făcut decât acum să mergem, eventual să scanăm un produs la un robot și plecăm acasă. Fără să cunoaștem gustul. Piața îți oferă șansa sau ocazia de a gusta. Ajungi acasă, ai luat un produs de pe raft și când îl desfaci acasă, îți dai seama că nu e ce trebuie. Îl arunci. Avem risipă alimentară. Da, așa este. Da. Care a fost momentul în care ați spus, gata, eu mâine trebuie să candidez, să fac ceva pentru țară, trebuie să vă fi enervat ceva la culme sau să fi fost așa un punct unde v-a ajuns cumva ultima picătură în pahar, să zic? S-au fost mai multe, probabil. Clar, s-au adunat mult mai multe. Dar în momentul în care vezi că ți se impun de la București pe lista unui partid, ba un nume, ba altul, oameni care nu au treabă, în momentul în care nu aparții unei zone, unui loc, nu ești cu inima, în primul rând, la acel loc. Nu ai ce să cauți, nu poți să faci nimic pentru oamenii aia. Că inima, gândul tău e în altă parte. Nu unde te-a pus partidul să candidezi. Uh-huh. Adică, practic, ocupi un loc pe listă și atât, punct. Nu ai treabă cu locul respectiv. Și ăla a fost momentul când m-am hotărât, da, vreau să candidez. Recunosc că este foarte greu. Ca asta independent, mă gândeam, că sigur sunt foarte mulți candidați independenți în toată țara. Da. Deci o să aveți o luptă destul de importantă. Pe județul Iași sunt trei. Este foarte greu, pentru că eu am făcut exact ce face un partid. Adică toți pașii aia. Da, și da. Spuneați mai devreme, inclusiv cu adresele alea de timp de antenă. Da. M-am uitat în legislație și am zis, băi, trebuie să fac, că eu inițial aceste credeam cereri, că mă cheamă cineva. Nu. Când am citit legislația, am spus, trebuie făcute așa cu un termen de, cred că 22 sau luna trecută. Și a trebuit să le fac inclusiv adresele respective. Deci, ce face un partid? Deci foarte conștiincios, așa, un politician independent conștiincios, așa vă caracterizăm. Trebuie să dau exemplu, nu vreau să încalc legea. Corect. Deci de aici plecăm. Restul, muncă și... Da, clar. Spuneați de cele 6 puncte pe care le-ați pus pe hârtie și cu siguranță sunt foarte importante pentru noi din județul Iași, în primul rând. Sigur că da. Județul Iași este o poartă de intrare în comunitatea europeană. Și avem omologul județului nostru, Aradu. Curticiu, prin zona liberă, s-a dezvoltat foarte, foarte mult. În județul Iași avem nevoie de o zonă liberă. Asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă spații de depozitare, crește valoarea zonei. Sunt o grămadă de avantaje. Plus, se dezvoltă infrastructura feroviară. Cel mai ieftin transport la ora actuală este cel feroviar. Dar în condiții în de acum... În condiții normale și cu investiții. Știți foarte bine că pe partea de transporturi, la capitolul fonduri europene, aproape undeva 35-40%. Foarte puțin. Comparativ cu agricultura, unde gradul e de 100% sau 90 ceva la 100. Doi. Subvențiile fermierilor, agricultorilor, trebuie să fie la fel ca cele din vest. Ca a fermierilor din vest. Trei. Dobânzile la credite. În agricultură nu poți să vii cu credit comercial pe 3 ani, pe 5 ani sau pe 7 ani. Nu. Agricultura are nevoie de credite cu dobândă de 1%, 2% pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani. Așa dezvoltăm zona. Altfel nu. Uh-huh. Suntem producători de materie primă și primim produs finit. O țară puternică este o țară care produce. Noi doar producem materie primă. Și cumpărăm tot felul de produse procesate, cu plus valoare. Banii pe care ne împrumută clasa politică de 30 de ani încoace, pleacă în afară cu dobânda plătită tot de noi. Ori noi trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Da, pentru că ați amintit de subvenții, e mare diferența între cele din vest și cele din la noi din țară. Ca să înțeleagă și cei de acasă, da, de da, ce categoric. Vă preocupă această problemă. Categoric. Păi, din moment ce suntem în Europa... Da? Hai să fim, hai pic, să fim egali. Da. Da? Am înghițit pe românești de când am intrat în Uniune, domnule, ne-au dus cu zăhărelul la anul, în exercițiu financiar următor și tot așa. Stop! Avem nevoie de aceleași subvenții. Da? Vrem să fim egali, să stăm la aceeași masă. Nu se mai poate așa. Și avem nevoie de oameni care să spună lucrul ăsta. Că sunt chestii care sunt lăsate de Comisia Europeană, domnule, la latitudinea statului. Nu, ni se spune, nu, că așa vrea Comunitatea Europeană. Greșit! Hai să schimbăm lucrul ăsta. Eu asta îmi doresc.
Aveți de treabă. Da, este de treabă numai eu, toată lumea. Că până la urmă, fiecare dintre noi, prin pașii pe care îi facem, ducem sau nu România un metru mai în față. Dar dacă s-ar întâmpla așa, nu? Bun, 4 sau 5, cât era? Nu mai știu. Spuneați exact. De credite. Da, 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 credite. 4 și 5 cu subvențiile. Da. După care un program de hrană sănătoasă în școli, pentru că stau de vorbă zilnic în tot județul cu părinți. Și lângă părinți mai vine un copil. Știți cum sunt copiii. Stau acolo. Chiar dacă spun, du-te măi că stau de vorbă cu cineva. Nu. Vine acolo și spune. Spun copiii, s-au săturat de lapte, de corn, de biscuiți integrali, de mărul polonez. Deci dacă ați vedea ce poze circulă pe internet, cu tot felul de mere, pătate, micuțe, mă întreb autoritățile, de ce tac? Nu mai vorbesc de sandwich sau ce alte nebunii. Sunt alte preocupări acum, probabil. Hrana este cea mai importantă. Corect. Trebuie pentru că vrem natalitate, pentru că vrem, sigur că da. Vrem oameni sănătoși și noi nu o să ajungem niciodată la treburile astea. Păi, hrana este, spun moldovenii, bunul cel mai de preț, dar din păcate cel mai prost păzită. Sănătatea. E strâns legată cu hrana. Corect. Deci fără hrana fără sănătoasă, o alimentație sănătoasă, e clar că, da. Că iată, suntem și la școală și sănătate. Tot timpul milităm pe această idee. Pentru o sănătate bună trebuie să avem o alimentație corectă și un stil de viață sănătos, să îmbinăm cumva și partea produsele care sunt ale producătorilor locali și cu cititul, cu relaxatul, cu o plimbare, adică nu mâncăm doar fast food-uri și stăm la televizor. Clar, ăsta nu e un mod de viață. Uitați avantajele unui județ care ar pune accentul pe producătorul local. Producătorul local este producătorul care aduce zilnic produs curat, sănătos, proaspăt. Da. Noroc deci... că am mai făcut niște târguri așa, când și când. Da. Noroc. Dar oamenii caută genul acesta de evenimente. Cetățeanul de rând, consumatorul, caută. Deci eu îmi propun ca în următorii 5-10 ani, în fiecare comună din județul Iași, să avem piață acoperită, încălzită, cu spații de depozitare, vitrine, frigorifi, tot ce trebuie, apă, vestiare, astfel încât consumatorul, cumpărătorul să vină, să aibă posibilitatea de a gusta și de a cumpăra un produs proaspăt. Produsele proaspete sunt un avantaj pentru sănătatea așa cetățeanului. Va fi foarte greu de implementat genul acesta de proiect, nu. Pentru că sunteți în... Nu? De ce să fie? Sunteți în bătaie cu supermarketurile foarte mari, cu piețele mai mari care sunt în localitățile... Supermarketurile mari sunt făcute de către noi. Neavând alternativă, neavând o piață unde să iei un produs local, e foarte important să cumpărăm produse locale, suntem nevoiți să mergem la supermarket. În momentul în care se află că în jurul nostru, avem o piață. În fiecare comună avem piață. Orice om care trăiește la oraș vrea să iasă duminica sau, eu știu, sâmbăta sau când are timp, să iasă o oră, două în spațiul rural, se recreează, cumpără un produs, mănâncă sănătos și face și economie. Corect, corect. Plus că prețurile cred că sunt mult mai bune. Categoric, pentru producătorii locali. Categoric, da. Păi sunt numai avantaje când cumperi un produs de la producător. E natural, sănătos, proaspăt și ieftin. Și probabil că mai sunt, da. Na. Ce poți mai spui? Comparativ cu un produs care este procesat, stă într-un depozit câteva luni, mai stă termen pe raft. De valabilitate vreo 2 ani, nu? Adică... Acum când intervine chimia, se prelungește termenul de valabilitate. Este magie, știți, cam asta e. Așa este, așa este. Și ar mai fi partea cu sportivii de performanță, au nevoie de indemnizații mult mai mari, au nevoie de facilități pentru echipamentele sportive. Ne place când vedem la televizor, cântă imnul sportiv, România, locul 1, 2, 3, dar nu se întreabă nimeni, dom'le, cu ce eforturi? Unde este rolul statului? Nu mai avem stadioane, nu mai avem săli de sport, terenuri. Totul pleacă de la copii, inclusiv spațiile de... Bazin de not, nici nu mai zic. Bazinul de not, nu, e o chestie așa de... tristă amintire sau, nu știu, o glumă. Nici nu știu cum să spun, o ruină acolo. De 30 și ceva de ani aveam o ruină. Și din păcate nu a preocupat pe nimeni. Nici măcar în campanie electorală, dacă vreți.
Da, ăsta e programul cu care dumneavoastră vă prezentați acum, la momentul de față, în fața cetățenilor. În schimb, cred că sigur v-ați luat în calcul și celelalte domenii și mă gândesc aici la infrastructură care e cumva vânat de toate partidele, dar eu cred că oamenii care, așa cum sunteți și dumneavoastră, ca și un candidat independent, nu vă uitați spre proiectele mari care deja fac pași, ci cred că mai curând vă uitați spre proiecte mici care să fie eficiente. Și vorbeam înainte să intrăm în emisiune de toate drumurile acestea din jurul Iașului care pot reprezenta rute ocolitoare pentru cei care sunt dimineața sufocați în trafic, nu? Evident. Știm cu toții că un procent de 30-40% din mașinile care rulează zilnic în traficul ieșan sunt în tranzit. Fiind în tranzit, ar putea folosi rute ocolitoare. Uh-huh. Orașul Iași este plin de străzi, drumuri, forestiere, comunale, ar trebui un pic conectate, asfaltate, cu minim de condiții, astfel încât să dăm ocazia șoferilor să plece pe lângă orașul Iași, să nu mai tranziteze orașul Iași. Pentru că nimeni nu vine de dragul de a, domnule, vreau să merg prin Iași. Nu, el are treaba la Bacău, la Neamț, la Suceava, la Vaslui, după caz. Poate să meargă foarte bine pe o rută ocolitoare. Avem șoseaua de centură la momentul de față. Este prea puțin. Este mult prea puțin pentru numărul de mașini care e foarte mare. Deci este prea puțin. N-am văzut fonduri europene pe linia de transport, drumuri, chestiile astea. Deci nimic. Suferim maxim. Eu ce am propus? Am propus un număr de 6 puncte care se pot realiza foarte ușor. Uh-huh. Foarte, foarte ușor. Și vreau să mai menționez un lucru, că nu voi fi un parlamentar care să facă opoziție la problemele județului. Voi susține orice inițiativă care este legată de județul Iași. Și nu numai, că până la urmă și celelalte județe din jurul nostru fac parte din regiunea Moldovei și avem obligația de a ne susține unii pe alții. Da, e clar că milităm pentru un punct comun, adică nu trebuie să facem acum diferențe, ca să zic așa, dar ideea e că, iată, avem nevoie de astfel de oameni care să vină cu proiecte micuțe, cum spuneam, ca să fie realizabile, pentru că, iată, proiectele mari necesită timp mult mai lungi, mai mari, bani, nu mai zic de partea de finanțare, care e poate uneori greu de obținut, și multe alte lucruri. Ați atins un punct destul de sensibil așa. Banii trebuie să rămână în România. Noi ce facem? Ne împrumutăm, pune și românul dobânda și pleacă în afară. Nu, haideți să păstrăm bani în România. Prin investiții în fabrici de procesare, prin investiții în piețe, drumuri ocolitoare. Și așa o să avem și locuri de muncă, iată, pentru oameni și să nu mai plece din țară, să rămână aici. Mai mult decât aici. Atât. Românii trebuie să se întoarcă în țară. Uitați ce facem. Noi importăm forță de muncă din Asia, în loc să găsim acele soluții ca românii să se întoarcă înapoi. Uh-huh. Pentru că au experiență oamenii aia care lucrează în afară. Au disciplină. Corect. Dacă avem nevoie de ei. Mă gândeam și la subiectul ăsta, pentru că a fost călduț, ca să zic așa, cu importul cerealelor și a produselor din Ucraina. Aici v-ați gândit la vreo soluție? Cumva să nu mai importăm? Că spuneați atunci de merele pe care le primesc copiii din Polonia. Păi sigur că da. În primul rând, dacă am avea o zonă liberă, am avea depozite de frig. Păi eu mă gândesc că în zona noastră sunt o grămadă de livezi de mere. Cum Dumnezeu aducem din Polonia și nu dăm copiilor? Dar ca să revin la punctul 2 sau 3 din platforma mea, am spus înființarea de piețe cu depozite de frig. Uh-huh. Deci fiecare comună va avea o piață cu depozit de frig, astfel încât producătorul nu poate să vândă toată marfa, toată dar producția. Dar să o poată depozita. Să o poată depozita. Bune, da. O săptămână, o lună, două, trei, astfel încât să rămână aici și să o poată vinde, să facă bani. Că degeaba noi ducem la țară gaz, energie, drumuri și alte nebunii. Dacă nu există economie locală, omul pleacă la muncă în afară. Noi trebuie să creăm locuri de muncă în România. Și condiții de trai, că până la urmă la asta ne uităm. Nu mai zic de salariile pe care le avem. Adică noi suntem oricum, cred că, printre ultimele țări din Europa cu cel mai mic salariu pe care îl primim, nu mai zic cele mai scumpe produse pe care le cumpărăm. Corect. Și de cea mai slabă calitate comparativ făcute cu produse. Făcute pentru România, nu? Făcute pentru România. Păi de ce? Noi trebuie să punem stop dublului standard. Nu mai vreau. Vreau produs de la mine din
sat, din oraș, din țară. Să rămână bani aici, să creăm locuri de muncă. Asta trebuie să facem. Da, da. E foarte important. Sunt niște probleme reale cu care ne confruntăm și contează foarte mult să reușim să ridicăm un pic șacheta, pentru că, iată, de ani de zile aceleași discuții le avem până la urmă. Foarte bine spus. Împreună. Și împreună să facem ceva, nu? Să facem, împreună. Sigur că da. Ieșim la vot, votăm candidatul care trebuie, să ne asigurăm că ne reprezintă cum trebuie în Parlamentul României. Legile se fac în Parlament. Pentru asta avem nevoie de oameni care, în primul rând, să cunoască problemele, să vină cu soluții și după aia cu partea legislativă. Asta spuneam și într-o ediție anterioară. În primul rând, încercați să cunoașteți candidații pentru aceste alegeri. Doi, ieșiți la vot. Dacă stați acasă și nu votați, nu este o opțiune, clar. Deci, nu e o soluție. Și apoi, dacă ești la vot și iarăși votezi, faci vot nul sau mai știu eu ce altă opțiune, iarăși nu e ok. Hai să încercăm să cunoaștem acești candidați și să vedem care se pliază pe, poate pe visul tău, pe dorințele tale, pe ceea ce ai tu nevoie, nu? Și atunci să-ți orientezi cumva votul spre persoana, partidul respectiv. Sigur că da. Totul pleacă de la problema cetățeanului, de la nevoia cetățeanului. Cetățeanul are nevoie de hrană, uh-huh, curată, da, sănătoasă asta, și ieftină. Apropo de asta, v-ați întâlnit zilele astea cu oamenii, că sigur iată că da. Sunteți în campanie. Păi zilnic merg. Da, și zilnic cu ce probleme se confruntă ei, așa, de la firul ierbei, ca să zic? Păi dacă vorbim de producători, lipsa spațiilor de desfacere, eu nu vreau să mai văd la marginea străzii să pună în pericol circulația un producător cu măsuță. Dar nu e nici igienic, adică, bineînțeles, în primul rând, test și vă dau un exemplu foarte bun. Mergeam în campanie în județ și ieșeam din oraș. La un moment dat, în dreapta, eram cu o colegă, în dreapta mi-arunc ochii și îmi spune, bă, uite, am mai apărut o farmacie. Farmacie, spații, cum trebuie, nu știu ce. În stânga, mi-arunc ochii, era un rând de 7-8-10 oameni. La varză. Varză era pe trotuar. Da? Vorbim de o tonetă tip aprozar, unde omul ăla avea la vânzare. Varză, nu știu, proaie, era producător, nu era. Era o tonetă tip aprozar. Și asta este imaginea societății ieșene. Produsele agricole. La 2-3 minute de Iași, să zicem, da? Nu, adică, nu, chiar în oraș. În oraș. Chiar în oraș. Nu am să dau în zona Alexandru, ca să zic, până la ora nu mă oferesc, da? În dreapta, spații de lux, farmacii, nu știu ce, în stânga aprozar, cu marfa, neavând loc unde să o expună, da, așa, da. Oamenii cumpărau produse de acolo. Este o problemă, asta este imaginea. Trebuie să o schimbăm, să venim cu spații normale, de secol 21. Noi le-am avut și le-am în continuare sunt de secol 20. Eu înțeleg acum cumpărătorul de ce merge în supermarket. Are aer condiționat, are căldură, are lumină la raft. Are mănuși. Are mănuși, sigur că despre asta e vorba. Și căutăm, de foarte multe ori, căutăm. Toți producătorii își doresc condiții decente. Împreună cu autoritățile locale putem face lucrul ăsta. Altfel. Mai sunt 2 minuțele, vă rog un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Care ar fi, să spunem, motivul pentru care ar trebui să vă voteze? Sunt un eșean, îmi doresc să fac treabă, am studii și doar atât. Ia și schimbă. Poziția? Poziția 43 pe buletinul de vot. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc mult succes, sper să reveniți aici cu vești foarte bune, poate după ce se încheie. Cu rezultate trebuie să vină în fața noastră. Și cu rezultate. Succes și spor în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu, până miercuri viitoare. Numai bine, pe curând.